Am tot auzit diverse mituri privind faptul că mașinile se blochează aleatoriu de către rar doar în anumite stații, doar în anumite județe, se blochează doar anumite mașini, se blochează mașinile a căror inspecție tehnică periodică se face de către un anumit inspector și așa mai departe. M-am interesat un pic despre acest subiect și aș vrea să-l dezbatem în acest episod. Pentru cei care nu știu sau nu au pățit-o niciodată, nici eu nu am pățit-o niciodată, rar poate bloca în mod aleatoriu o mașină la o inspecție tehnică periodică pentru a o reverifica. Situația asta este transpusă în legislație practic fiecare stație ar trebui să aibă această informație expusă în stația respectivă sau inspectorul să-i comunice în momentul în care vine la o inspecție tehnică periodică. Noi am ales să punem și pe site în momentul în care îți faci programare. Am afișat acolo un mesaj privind faptul că rar poate bloca aleatoriu o mașină la o reverificare a inspecției tehnice periodice și programările uneori se pot decala. Situația se prezintă în felul următor. Tu te duci la ITP, îți faci ITP-ul și înainte să îi se genereze codul de tranzacție din softul rar unde efectuează el inspecțiile tehnice periodice, aleatoriu la anumite autovehicule va primi un mesaj că această mașină, acest autovehicul a fost ales pentru o reinspecție. În acel moment, în legislație, este specificat faptul că mașina este, cum s-ar zice, blocată în stația respectivă pentru această reverificare, reinspecție, timp de 45 de minute. În aceste 45 de minute, un monitor de la RAR vine în stația respectivă și practic îi face din nou ITP-ul, adică îi face această reinspecție. Această reverificare, practic, este stipulată în lege și urmărește cumva să verifice dacă operatorul economic, deținătorul stației ITP și inspectorul ITP respectă legislația și efectuează inspecțiile tehnice periodice conform legislației și conform procedurilor și normelor de la Registrul Auto Român. Dacă el nu apare în 45 de minute, nu știu, se întâmplă să fie un accident pe drum, se întâmplă să fie un ambuteaj, un trafic mai mare și nu reușește să ajungă în acele 45 de minute, atunci softul unde se efectuează inspecțiile tehnice periodice îi generează inspectorului tehnic codul de tranzacție și practic se încheie inspecția tehnică periodică. Dar dacă vine monitorul de la RAR în acele 45 de minute, el are obligația de a face din nou această reverificare. Acum, se întâmplă situații în care monitorul de la RAR era în zonă și ajunge în, nu știu, 5 minute, în 10 minute și cu inspecția tehnică periodică efectuată din nou, se încadrează în acele 45 de minute. Dar se întâmplă și situații când, nu știu, poate ajunge în minutul 40, poate ajunge în minutul 44, da? Și din acele Moment se apucă să facă din nou reverificare, care poate mai durează, nu știu, 20 de minute, 30 de minute. Deci pe lângă cele 44 de minute, 43, 40, 45, o să mai fie încă 20-30 de minute pentru această reverificare. Sunt situații și situații, și e bine să știți că în momentul în care vă duceți la o inspecție tehnică periodică, este posibil să vi se blocheze mașina pe stație. Și pe lângă cele 30 de minute care v-au fost alocate pentru inspecția tehnică periodică, mai există aceste 45 de minute, da, în cazul în care vă blochează mașina pe stație aleatoriu rarul, și uneori chiar se depășesc aceste 45 de minute. Sunt situații și situații și e bine să știți că dacă vă grăbiți da, și aveți nu știu, o programare la doctor, ar trebui să vă gândiți să nu faceți inspecția tehnică periodică în acea zi, pentru că puteți păți asta și vi se poate bloca mașina pe pentru această reverificare. Un exemplu concret. Aveți timp de la 1 la 1 jumate să vă duceți să vă faceți ITP-ul. La ora 2 trebuie să fiți la doctor. În momentul în care rarul v-a selectat mașina pentru reinspecție, nu veți mai putea ajunge la programarea voastră la doctor pentru că veți depăși acest termen. Deci, e bine să vă programați la ITP în momentul în care aveți o fereastră de timp mult mai mare și nu aveți chestii urgente puse în perioada aceea. Pentru că au fost cazuri când s-a întâmplat treaba asta și clienții cumva au fost nemulțumiți, și nu este vina nici a inspectorului, nu este vina nici a stației. Pur și simplu este un soft pe care îl are rarul, este un algoritm și selectează aleatoriu mașini pentru aceste reverificări. Exact cum v-am explicat, sunt doar mituri auzite privind faptul că rar blochează doar anumite mașini, doar la anumite stații, doar în anumite județe și așa mai departe. Pur și simplu au un soft și blochează mașini aleatoriu. Cred eu că fiecare stație are un procent de mașini pe lună, pe săptămână, pe, nu știu, an calendaristic de reverificări. Se întâmplă cazul în care poate un inspector are două mașini reverificate pe zi. Se întâmplă când are zero mașini reverificate într o zi și așa mai departe. Deci cred eu că acest plan pe care îl are o stație ITP de reverificări este pe o perioadă mult mai mare de timp. Chiar dacă se face această reverificare, trebuie să știți că clientul pătește doar o singură dată inspecția tehnică periodică, deși cu această reverificare, practic, a avut efectuate două inspecții tehnice. Una este inspecția tehnică și una este reverificarea pe care, practic, el nu a solicitat-o, dar conform legislației este obligatoriu să îi se facă. Și abia după ce vine acest monitor de la RAR care face din nou inspecția tehnică, această reverificare, inspectorul ITP din stația respectivă, Va primi codul de tranzacție în soft și atunci va putea să genereze noua inspecție tehnică pentru mașina respectivă. Sau nu, cine știe cum mașina nu este în regulă și mașina va fi respinsă de la inspecția tehnică periodică. Deci nu înseamnă că dacă vă duceți dimineața, nu vi se blochează mașina, dacă vă duceți seara, nu vi se blochează mașina, că dacă vă duceți la stație X, vi se blochează sau nu vi se blochează, că dacă vă duceți la inspectorul ITP, vi se blochează sau nu vi se blochează, că dacă vă Duceți într-un anumit județ să vă faceți inspecția, vi se blochează sau nu vi se blochează. Nu, pur și simplu, toate stațiile sunt controlate, toate stațiile dintr-un anumit județ sunt controlate și reverificate și ele. Algoritmul funcționează la fel pentru toată piața de stații ITP. Mai este o situație în care cineva se grăbește și a primit blocaj pentru mașina lui în stația respectivă și nu poate aștepta. Desigur, Achetă inspecția tehnică periodică, își ia documentele, dar el nu a plecat cu noua inspecție tehnică, pur și simplu a plecat cu mașina, fără să aibă noua inspecție tehnică, să fie admis sau respins, cum s-ar zice practic, și în acel moment inspectorul de la RAR, monitorul, vine și vede că mașina respectivă a plecat, pentru că proprietarul stației ITP sau inspectorul ITP nu îl poate obliga pe acel client să rămână în stație pentru această reverificare. Doar că clientul respectiv va avea de suferit și mașina lui va fi blocată și nu va putea să facă inspecția tehnică periodică la orice stație dorește el. Acum, o dată ce se întâmplă situația asta, trebuie să fie făcută, cred eu, ori direct la registrul auto român, noua inspecție, ori să fie programată la stația respectivă împreună cu un personal atestat de la registrul auto român. Practic să se facă această astă reverificare, reinspecție programată împreună cu un inspector, cu un monitor de la registrul auto român. Dar părerea mea este că este, nu știu, bătaie de cap în momentul în care ai pățit-o, mai bine stai și aștepți decât să pleci cu mașina, decât, nu știu, să fie ceva mega extraordinar de urgent, astfel încât să pleci ulterior să o rezolvi în altă zi, să rezolvi această reverificare. Reverificarea asta în momentul în care pleci, v-am zis, nu știu dacă se face obligatoriu la RAR sau o poți face la stația respectivă unde s-a întâmplat prin programarea reverificării împreună cu inspectorul ITP din locație și cu cineva de la registrul autoromân. Pentru că nu am avut la noi la stația ITP încă situația aceasta iar inspectorii de la RITER ITP nu au avut nici ei situația asta ca un client să plece în decursul acelor 10 ani de zile a activității lor. Eu de exemplu nu am pățit niciodată să să mi se blocheze mașina pentru o reverificare și merg cu autovehiculele pe care le-am și le-am avut la stații ITP de, nu știu, 20 de ani și efectiv niciodată nu m-a blocat și niciodată nu am prins o astfel de reverificare, dar au fost clienți care, nu știu, au fost în ultimii câțiva ani de zile la ITP din 2 în 2 ani, de exemplu, și i-a blocat efectiv de fiecare dată. Deci nu are legătură cu mașina, nu are legătură cu județul, nu are are legătură cu inspectorul, nu are legătură cu stație ITP. Pur și simplu există un algoritm care face treaba asta aleatoriu și te verifică aleatoriu. Zic eu că este o reglementare destul de bună pentru că prin treaba asta se verifică, nu știu, și 10% probabil din mașinile care vin la inspecția tehnică periodică. Acum procentul acesta nu avem de unde să-l știm în mod exact că e 5%, că e 7%, că e 8%, că e 10%, că într-o lună e mai puțin, într-o Lună mai mult. Noi îl putem afla pentru că ne putem uita, nu știu, în ultimele 10 luni de când funcționăm noi cu autorizația și cred eu că există o statistică de unde putem scoate câte inspecții tehnice periodice am făcut și pentru câte am primit blocaje și așa ne putem da seama de un procent pe care l-am avut de astfel de reverificări, de astfel de reinspecții. Încă ceva, în momentul acelor 45 de minute până vine monitorul de la RAR ca să să facă acea reinspecție, practic inspectorul ITP din locație nu mai poate face altă inspecție tehnică periodică la altă mașină. Dar cum este cazul nostru unde noi la Ritter ITP avem doi inspectori ITP, practic se poate apuca al doilea inspector ITP să facă altă inspecție tehnică periodică la altă mașină cât timp celălalt inspector împreună cu clientul așteaptă monitorul de la RAR pentru a reverifica, a reinspecta mașina respectivă. Vă gândesc că această condiție legislativă privind aceste reinspecții se aplică și în alte țări, nu doar în România, pentru că, na, fiind în Uniunea Europeană, mă gândesc că multe legi se aseamănă și condițiile sunt oarecum la fel. Ok, cam astea sunt informațiile privind reinspecțiile. Trebuie să știți asta că sunt obligatorii conform legislației, că stația ITP nu are ce să facă și nu are cum să controleze reinspecțiile, că inspect nu poate să controleze reinspecțiile și că nu are ce să facă. Să vă asigurați că nu aveți vreo urgență în acea perioadă de timp pusă sau stabilită după inspecția tehnică periodică, pentru că se poate întâmpla să fie mașina voastră selectată pentru reinspecție. Vă mulțumesc, aștept și părerea voastră legată de subiect și să ne vedem cu bine în următorul video. La revedere, salut! pa!